Jucătorii de la FC Argeș se vor cantona pentru aproximativ 2 săptămâni la baza Vulturilor. Alvioleții vor disputa și mai multe meciuri amicale. Acum am intrat în cantonament 2 săptămâni, urmând să ieșim pe data de 4 cu o echipă de divizia C, Damila Râmnicu-Vâlcea. După aceea, pe data de, ca să fiu mai exact, pe data de 11 februarie, avem cu Juventus București, încă nu am stabilit unde jucăm, la noi sau la ei. Pe data de 15 februarie cu Vâlcea, da? Pe 18 februarie cu Arlos Latina, pe 22 februarie cu Dinamo 2, iar ultimul meci sâmbătă pe 25 cu CS sau FC Otopeni. Cum era și firesc, FC Argeș încearcă să-și întărească lotul pentru retur, până acum fiind rezolvată achiziționarea lui Ionuț Nicolae de la Viitorul Domnești. Cel mai bun transfer ar putea fi însă cel al atacantului Adrian Dulcea. Rămâne de văzut dacă acesta va accepta oferta conducerii FC Argeș. Ionuț Nicolae nu mai este în probe, deja este jucătorul nostru, a semnat. În probe mai este fundașul central Lisandru de la Chiajna. Ne vom edifica maxim 2-3 săptămâni și pentru el. În discuție am înțeles că astăzi va intra și Dulcea cu domnul Barbu. Vedem, îl așteptăm alături de noi. Reamintim că lotul argeșenilor a fost serios slăbit de plecările lui Năstăsie la CS Mioveni și Rovăr Cârstea la Poli Timișoara.